Salmul 85, versetul 8. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Doresc să-L slăvesc pe Dumnezeu împreună cu dumneavoastră, și doresc ca Domnul pe tot să vă binecuvinteze. Amen. Este o surpriză venirea mea la dumneavoastră, pentru că fratele Marius inițial mi-a stabilit un alt program și în ultima vreme am auzit că trebuie să merg la Ghiroda. Și i-am cerut explicații. Și apoi el mi-a vorbit de datoria mare care o are față de adunarea aceasta, legat de o soră cu numele Daniela, el știe mai bine. Și a spus, nu pot să nu merg la Ghiroda, că... Și iată-mă, dar și pe mine la Ghiroda. Mă bucur, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. La cuvântul care a fost citit aici, am ales un verset în care fiii lui Cori spuneau că eu voi asculta ce spune Domnul. Și în continuare spune că Domnul vorbește de pace poporului Său. Și socotesc că Domnul în seara aceasta vrea ca dumneavoastră să vă vorbească de pace. Pentru că trăim vremuri de mari tulburări, nemulțumiri, răzvrătiri, tot felul de conflicte, tot felul de amenințări. Spunea Domnul că la vremea sfârșitului vor fi războaie și vești de războaie, dar noi ar trebui să avem pace. Și Dumnezeu să ne dea pacea. Și aș vrea să facem o testare a inimii noastre, să vedem câtă pace avem. Știți, din punct de vedere fizic, noi trăim în lume, în societate. Și în țara în care trăim, ne rugăm ca Domnul să lasă pacea sa. Și Domnul spunea evreilor, rugați-vă pentru țara în care locuiți, pentru pacea ei, că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Dar din punct de vedere spiritual, noi suntem din împărăția lui Dumnezeu. Și Roman 14:17 spune, împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, îi neprihănire, îi pace și bucurie în Duhul Sfânt. De aceea rog pe Duhul Sfânt în seara asta să ne umple inima de pace. În Isaia, capitolul 9, versetul 6, când spunea că un copil ni s-a dat, un prunc ni s-a născut, domnia va fi pe umerii lui și denumirile care le are la urmă spune Domn al Păcii. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeul Păcii, Domnul Iisus este Împăratul Păcii, iar roada Duhului din Galateni 5:22 este dragostea, bucuria și pacea. De aceea rog pe Duhul Sfânt ca să dea din roada sa în inimile noastre să toarne pacea lui Dumnezeu. Amin. Când vorbim despre pace, ca să înțelegem mai ușor, eu am așezat pacea asta așa pe trei nivele diferite. Am spus că în primul rând trebuie să avem o pace personală, pace în noi înșine. Pentru că sunt oameni la ora actuală foarte agitați. Oameni care nu au pace. În Psalmul 4, versetul 8, psalmistul spunea o vorbă. Nu o aplicăm la adunare, dar acasă avem voie să o facem. Eu mă culc și adorm în pace. Știți că am găsit oameni care nu pot dormi? Noaptea întreagă. Frate, m-am frământat toată noaptea, cerșaful, l-am făcut, nu știu. Și am spus, de ce? S-ar putea să nu avem somn pentru că nu avem pace. Și atunci alergăm la medici, luăm distolocan, la consilieri. Dar dacă noi suntem pocăiți, suntem botezați cu Duhul Sfânt și Domnul nostru se numește Domn al Păcii, n-ar putea să dormim liniștiți noaptea? Să ne dea Domnul pace, amin? Că în Proverbe parcă 14:30 acolo spune că o inimă liniștită îi sănătate pentru suflet. Iar pisma sau invidia, spunem noi, îi putrezirea oaselor. Am întâlnit oameni care n-au inimă liniștită și care se îmbolnăvesc.
Psalmul 37, versetul 8 spune: lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Sunt oameni care nu au pace în ei înșiși, oameni care n-au liniște în ei înșiși și supărarea asta și frământările astea duc numai la rău. Eu aș dori ca Domnul să ne dea pace. Amin? Și în Filipeni, capitolul 4, versetul 7, Pavel spunea: și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, să stăpânească în inimile voastre. Vă va păzi gândurile și inimile în Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta. Acum eu revin așa, la nivelul dumneavoastră, lăuntric. Pocăiți de aici, din Timișoara, de la Ghiroda. Aveți pace în voi înșivi? Că în inimă pot fi stări diferite. Aș putea să prezint în seara asta pacea versus sau pacea contra altor lucruri. Că tu poți avea în inimă pace sau poți avea în inimă conflict. Și nu vorbesc de conflictele armate, de războaie. Că Apostolul Pavel spunea 1 Tesaloniceni, cât 5:3, când vor zice pace și liniște, o prăpădenie neașteptată va veni peste oameni, ca durerile naște peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare pentru ei. Deci lumea nu poate asigura pace. Noi ne rugăm și rog pe Domnul să mai lasă pace în România. Amin? Dar tu poți avea în inima ta ori pace, ori un conflict. Și dacă nu ai un conflict armat, n-ai război, aici la Timișoara există conflicte verbale. Și eu mă întreb, certuri ați avut vreodată? Acasă? Da, în adunare. Dar nu-i bun. Dar nu-i bun și n-ar trebui să fie așa. Că dacă pacea e roada Duhului și dată de Duhul Sfânt, eu mai spun și altă dată, păcatele astea sunt date, ațățate de niște duhuri necurate. Și în Filipeni 2:3 spune: nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă. Da? Ce în smerenie fiecare să privească pe aproape să mai presus de el însuși. Deci cearta, dragii mei, e dată de un duc de ceartă. Te cerți câteodată în casă, îți spuneți, bă, nici nu mai știu de la ce m-am luat. Eu știu de la ce te-ai luat. De la un duh care era voi în casă. Și odată eram într-o casă și cineva are o vedenie și mai vine diavolul, vă pune unul contra altul și apoi el se dă înapoi și se uită la voi și râde. Și voi vă certați pe o jumătate de noapte și el atât e de bucuros că au reușit să vă facă să vă certați. Pentru că cearta e dată de un duc de ceartă, nu? Alte păcate, curvia, Osea 5:4, e de un duc de curvie. Minciuna, Împărați 22:22, voi fi un duc de minciună. Răzvrătirea, Deuteronom 31:27, căci cunosc duhul tău de răzvrătire. Toate păcatele astea au în spate niște duhuri. Și cearta are în spate un duh de ceartă. De ce ar trebui să fie duhul ăla în inima mea? Dar de ce ar trebui să fie duhul ăla la mine acasă? Sau la noi în adunare? Și acum eu spun că tu poți să ai pace sau poți să ai ceartă. Când mă gândeam la motivația, la motivele care dau cearta, se pare că prima ceartă a apărut în Scriptură de la lipsuri. Că s-o certa slujitorii lui Lot cu păzitorii vitelor, de fapt cu al lui Avram, că n-aveau pășune. Slujitorii lui Isaac s-o certa cu cei al lui Bimelec că n-aveau apă. Și unii spun că, măi, toate certurile în casă și în adunare câteodată, sau în societate asta, îs de la lipsuri. Eu spun că toate certurile sunt de la un duc de ceartă. Și atunci când ai lipsuri în casă și când ai nevoi în casă, ce trebuie să faci ca să nu te cerți? Care ar fi remediu? Și Biblia spune, nu umblați după lucruri înalte, romani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Evrei la fel, 13, da, cu 5, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însă și-a spus că va purta de grijă. Deci trebuie să avem, frații mei, o stare de mulțumire. Psalmul 50:23, versetul: cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Ar trebui ca noi, copiii lui Dumnezeu, să mulțumim întotdeauna și să nu ne lăsăm cuprinși de Duhul ăsta de ceartă. Dumnezeu să ne păzească.
Mai apare ceartă, am spus eu, în Numeri 20:3, niște bărbați căutau ceartă cu Moise. Și ce bine, spune în altă parte, ne-ai mai dat ogoare și vii și stăpânire. De ce n-a murit acolo? Pentru că Moise le-a promis, măi oameni buni, Dumnezeu vă scoate din Gosen și vă duce până în Gilgal, în Canaan. Ei bine, dar pe drum, spune acolo cuvântul, în versetul 4, parcă mai departe, evreii și-o pierdut răbdarea. Nu era Moise vinovat. Vinovați erau evreii că și-o pierdut răbdarea. Știi când ne certăm noi adesea? Când nu răbdăm. Când ne pierdem răbdarea, repede apare cearta în casă, cearta în adunare, dar n-ar trebui să fim mai răbdători? Că roada Duhului, după pace, vine îndelungă răbdarea. Și Dumnezeu să ne dea îndelungă răbdare. Cearta apare, am spus, de la lipsuri, de la promisiuni neîmplinite, de la dorinți. De întâietate, Luca 22:24, între ucenici s-a iscat o ceartă ca să știe care e cel mai mare. Dar vine Ioan și scrie în a treia epistolă, în versetul 9, este acolo unul de otref, căruia îi place să aibă întâietate în toate lucrurile. Nu-i pentru noi lucrul ăsta, n-ar trebui noi, bine în casă, care e cel mai mare? Să știi, nu? Că Dumnezeu, Hristos, bărbatul, nevastă și copiii, nu așa, surori? Nu capul-i bărbatul neveste, nu? Ei, câteodată nu se știe asta. Și atunci apar cearturi și în adunare ar trebui să știe fiecare locul lui, nu? Că în Matei 18 au venit ucenicii la Domnul, întrebat care e mai mare în împărăție? Și Domnul nu i-a certat pentru asta, că în împărăția lui Dumnezeu sunt structuri de autoritate, așezate de Dumnezeu. Însă Mântuitorul spunea, Tatăl meu este mai mare decât mine, nu? Iar în Evrei 13:17 spune, ascultați de mai mari voștri și fiți le supuși, ca unii care privegează asupra sufletelor voastre, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspânind, că așa ceva nu v-ar folosi. Aici în adunare sunt mai mari? Îi recunoașteți? Odată am fost într-o adunare, nu eu, un foarte bun prieten al meu, un proroc al Domnului, chemat de un alt prieten de al meu, se duce într-o adunare și spune prorocul, măi, mi-a arătat Domnul că aici la voi nu sunt respectați mai mari voștri. Dar unul spune, Hristos e mai mare și îl respectăm. Dar prorocul întreabă, dar între voi nu sunt oameni mai mari voștri? Nu! Și ăsta îi spune, măi frate, ai spus că mă duci la o biserică, unde m-ai dus? La club? Că în biserică sunt mai mari, aduceți-vă aminte de mai mari voștri, evrei 13 cu om, nu? Care vă voi ști cuvântul. Știți care a fost urmarea? Eu nu de mult am fost în biserica aceea. S-a rupt în două, la câteva săptămâni s-a rupt în două biserica și eu m-am întâlnit în piață, în Suceava, cu unul și am întrebat, asta de câțiva ani, dar eu am fost și recent acum, măi, ce mai faceți? Tu te ești cu aia care i-a plecat sau cu aia care i-a rămas? Zic, nu frate, eu am rămas aici unde m-a chemat Domnul. Bă, dar aia care i-a plecat ce fac? Zic, se ceartă în continuu. Aia s-a dus și se ceartă, dar voi? Zic, noi ne certăm aici, care am rămas, noi ne certăm dincoace. Dar de ce? Că e un duc de ceartă și nu-i respectate structurile de autoritate așezate de Dumnezeu. Și în casă sunt mai mari, și în adunare sunt mai mari, și în societate sunt mai mari, și în cer, dacă vreți, sunt mai mari. Domnul să ne dea pocăință, amin? Vorbim de pacea lăuntrică. Am spus că tu poți să ai pace sau poți să ai ceartă. Sau poți să ai pace și poți să ai frică. În Ioan capitolul 20, versetul 19, pe când ucenicii erau cu ușurile încuiate de frica iudeilor, a venit Domnul la ei și știi ce le-a spus? Pace vouă! Că omul care e plin de teamă, de frică din asta în el, nu are pace. Și Domnul știa că ei nu au pace. Ei au încuiat ușurile de frica iudeilor, erau împreună și a venit Hristos și când a văzut cât îți de temoși, când a văzut cât îți de fricoși, mi-a spus, măi, vouă vă trebuie întâi pace. Pace vouă. Acum, în inima noastră avem frică din asta exagerată sau avem pacea lui Hristos? Nu predic despre frică, că există trei duhuri care provoacă frica.
este o frică de la Dumnezeu și se cheamă frica Domnului. Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace, se zidea sufletește, umbla în frica Domnului. Și nu intrăm în detalii ce înseamnă frica Domnului. Există Duhul omului, dacă omul are Duh, 1 Tesaloniceni 5:23, și Dumnezeu păcii să vă sfințească el însă de plină, și Duhul și sufletul. Deci o frică poate să apară din Duhul omului și există duhuri demonice care aduc frică oamenilor. 2 Timotei 1:7 spunea Pavel, noi n-am primit un duh de frică. Nu, noi am primit unul de chipzuință, de înțelepciune, de dragoste, pentru că sunt duhuri de frică, frații mei. Nu știți acum, în ultima vreme, că trebuie să ne luptăm noi cu duhurile astea, cu duhuri de descurajare, duhuri de depresie. Acum am primit un mesaj de la o doamnă, foarte bine, m-a chemat, am vorbit ieri cu dânsa, frate Dragoș, am așa o neliniște, nu găsesc o împlinire, am trimis la rugăciune. Mereu suntem solicitați pentru bărbați și femei, tineri și tinere, cu duhuri de depresie. Am așa o depresie, nu pot dormi, frate, nu? Și duhul este de frică. A putut în inima ta unde ai un duh exagerat de frică. Nu poți să ai și pace. Că ori ai pace, ori ai frica asta de oameni și frica asta dată de un duh de frică. Eu aș vrea ca Domnul să ne dea pace. Fraților, chiar cu boala asta, cu pandemia asta, noi nu sfidăm legile statului, nu neglijăm normele de igienă, dar nici nu ne temem după cum ar vrea să ne temem. Nu ne tem deloc, deloc, deloc. Pentru că Dumnezeu e cu noi, fraților. Ce pot să vă spun? Acum ne-am obișnuit cu microbii ăștia. Dar când era atunci culma spaimelor, și nu știa oamenii ce să facă, noi mergeam un grup de frați să facem o ungere cu un de lemn, undeva lângă gura humorului, mă sună un frate, un prieten de-al meu, frate Dragoș, Alina mea stă în pat, gata să moară, îi veniți să-i faceți ungerea? Măi, venim să-i facem ungerea. Mai stau 5 minute, frate Dragoș, și eu-s corect. Nevasta mea, mama, 7 copii, are COVID. Vreți să veniți? Eram cu frații, măi, ce facem? Mergem! Când ne-am dus, am întrebat, Alina, ce faci? Frate Dragoș, de 2 ori am crezut că mor până veniți voi. Și am rugat 2 frați să facă ungere, am făcut ungere, ne-am rugat cu punerea mâinilor. După ce ne-am rugat, ea o coborât din pat, că avea vreo 2 zile că nu a mâncat și o cerut mâncare. Și noi am plecat. A doua zi mă sună fratele ăsta, știu foarte bine numele, nu vreau să dau detalii. Mă sună și să auzea cântând. M-ai pus să ascult radio cum cântă? Nu, mă, asta e nevasta mea, de aseară cânt în continuu. Dumnezeu nostru e mai mare decât boala. N-am putea avea pace în inimile noastre? N-am putea să dormim liniștiți? Că până la vorbă, urmă vorba unui frate bătrân de la noi. Mă, pocăiță, tăți vreau să ajung în rai, dar niciunul nu vrea să moară. Păi cum să ajungem în rai? Numai dacă ne răpește Domnul, dar altfel trebuie să murim să ajungem în rai. Și Pavel spune, pentru mine a trăit Hristos, iar moartea e un câștig. N-ar fi bine să fim un pic mai puternici și Domnul să îndepărteze frica asta? Că sunt, am întâlnit prin adunări frați care se tem să facă spălarea, se tem să iei cina, se tem să vină la adunare, îi mai vezi pe la magazin, îi mai vezi stând de vorbă, dar la adunare nu vine că să nu iei COVID-ul. Frații mei, eu de câte ori merg la adunare, mă rog, Doamne, păzește-ne de boala asta. Amin. Și păzește-ne și de control oamenilor, că sunt oameni răi, cu dor de răzbunare, sunt și oameni cu minți, autorități, cu frică de Dumnezeu. Dar de ce e rău să ne păzească, Domnul, amin? Amin. Și rămânem liniștiți și plini de pace, amin? Amin? Bun, deci în inima ta poți să ai ori pace, ori ceartă, poți să ai pace sau frică, frică de pedeapsă. Mi-aduc aminte niște oameni tare să temeau în Geneza, capitolul 43, cu versetul 23. Și au venit ei cu justificări la econom și au spus, noi am mai fost aici și am luat niște grâu, dar am găsit argintul pus în sac. Și economul îi spune, fie-ți pe pace, că oamenii se tem de pedeapsă. Eu am fost și eu copil, acum sunt bătrân, dar am fost copil și când făceam ce îmi spunea tata, tot mă uitam când vine cu mama și când nu făceam, să facem câte o poznă mare, mare, apoi nu mi-era tare drag să mă întâlnesc cu ei.
Prima reacție a lui Adam și a lui Eva după ce au păcătuit în Geneza, știți care a fost? Unde ești, Adam? Mi-a fost frică. Că prima rezultantă a păcatului este frica. Și de 6.000 de ani, să știți dumneavoastră, omul care păcătuiește îi apuca de frică. Că ăsta e rezultatul păcatului. Există frică de pedeapsă, frică de responsabilități. Am întâlnit băieți care nu sunt soară, că le frică. La apucă 30 de ani, toată lumea, mă tem, măi, frate drag, teme-te mai departe, măi. Până la 100 de ani, poate ți-a trece frica. Fete care se tem să mărite, curtate de băieți buni, eu știu dacă am sunt. Am întâlnit oameni care nu se pocăiesc. Mi-a spus, frate, eu m-aș pocăi, mă tem că nu pot ține. Dar asta e tot de la vrășmașul, teama asta. Am întâlnit în adunări frați, surori care au primit daruri de la Domnul și nu lucrează că se tem. Mă tem. Știți, într-o pildă Domnul spunea că unul a primit un talent, l-a îngropat, l-a învelit în ștergar și l-a îngropat și când a venit stăpânul a spus, mi-a fost frică. Și ce credeți, l-a lăudat stăpânul? Să-i frică să cânți? Noi era o soră care este, are o voce tare bună. Și am spus, măi, cânt o cântare în adunare, că ai o voce bună. Și că mă tem să nu mă nec. Dacă mă nec, când cânt. Mă, dar cum să tinești, măi? Eu mai degrabă tinești când mănânci. Dar de mâncat văd că mănânci, nu? Te tem de aceea, te tem de aceea, te tem. Dar de unde e frica asta? Dumnezeu să iei frica asta nejustificată. Frica aia de Domnul e bun, dar nu o explicăm. Dar în schimb să ne dea pacea sa. Amin? Amin. Doamne ajută-ne la asta. Deci în inima ta poți să ai pace sau ceartă, pace sau frică, și în Iob 20:2 spune așa, gândurile mele mă silesc să răspund și frământarea mea nu-mi dă pace. Că poți să ai ori pace, ori o frământare. Frământarea nu-i teamă, frământarea mai degrabă este o îngrijorare pentru vremurile în care trăim. Și asta este. Eu am copii la facultate, am copii în liceu și am copii în școala generală. Și problema se pune, termin, am o fată face la Cluj, ea în 4 termină dreptul. Acum am vorbit, băi, când termin dreptul, ce ești? Nu știu dacă iese ceva, poate jurist de care n-are nimeni nevoie, nu? Și spune, am învățat așa niște cărtoaie mari, tata, ce fac? Că termină copiii noștri școli foarte bune și n-au să angaja. Și atunci apare o îngrijorare. La fetele noastre trec ani, au o anumită vârstă și nu sunt mai mărite. Și atunci apare la ele o îngrijorare, da, apare. Și ca tată și ca mamă, când vezi că trece de floarea vârstei, spunea Pavel în Corinteni, măi, ce se întâmplă? Ei, apar tot felul de îngrijorări din astea. Care e remediu la îngrijorările astea? Mi-aduc aminte odată în cartea Judecători, într-un capitol, cât acolo, 20, parcă cu versetul 19, un om din... venit acasă cu țiitoarea, o adus în ținutul lui Ghibea, lui Beniamin. Și o zic, domnule, noi avem nutrieți, numai să dormim la voi. Și ăla spune, fii pe pace, toate nevoile tale iau asupra mea. Fraților, Dumnezeu îngrijește de nevoile noastre. Până la urmă, când se naște un copil, el vine cu bucata lui de pâine. El nu vine în lumea noastră să cerșească o bucată de pâine. Dumnezeu ne dă pâinea, fraților. După Revoluție, o reporteriță de asta, foarte băgăreață așa, a luat un interviu la o nevastă a unui preot ortodox în Botoșani, la coana preotasă, care avea 13 copii. Și a spus, doamnă preoteasă, dar cum asigurați dumneavoastră masa la 13, cu dumneavoastră 2, 15, 3 mese pe zi, 45 de porții de mâncare? Și aia foarte dezvoltă, zic că, doamna reporter, pentru cele 45 de porții de mâncare, la noi copiii nu mănâncă, noi nu mâncăm fără să spunem Tatăl nostru. Și acolo spune așa, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și de 45 de ori pe zi, noi cerem pâinea de la Dumnezeu și Dumnezeu ne-o dă. Și așa greu contabilitatea asta, la Dumnezeu sunt comori neîncepute. Spun părinții noștri, spun bunicii noștri, de vremea de foame, de după război,
Eu m-am născut înainte de colectivizare și am prins colectivul și toate muncile acelea și pâine la cartelul și salamul, cum era, cine mai știe. Ori așa bine ca acum și belșug de mâncare n-am avut niciodată. Și așa de nemulțumit ca acum parcă n-am fost niciodată. Atâta de îngrijorat, dar au crescut pretențiile. Au crescut mofturile, spunem noi, la Moldova, în Bucovina, acolo. Și pentru că avem foarte mari pretenții, nu putem dormi noaptea, ce o face mâine. Dumnezeu ne va purta de grijă, amin? Și mai scrie în Eclesiastul, parcă în capitolul 6, versetul 9, mai bine ce vezi cu ochii decât o frământare de pofte. Există o mare frământare la nivelul cugetului din poftele firii pământești. Păcatul e promovat ca virtute acum, frață. Reclamă la păcat se face, se dau legi permisive pentru păcat. Și acum, Pavel spune lui Timotei, fugi de poftele tinerețe. Dar poftele tinerețe vin și la cei bătrâni, numai câți bătrâni, dar poftele vin. Și cel mai important lucru, cea mai mare bătălie în viața unui credincios se dă la ultima roadă a Duhului, din Galateni, înfrânarea poftelor, frață. În Proverbii 25 cu 28 spune omul care nu-i stăpân pe sine, adică care nu are înfrânarea poftului, e ca o cetate surpată, fără ziduri. Lupta cea mai mare care se dă la noi acum e la înfrânarea poftului. Fiecare e pocăit nu după cum predică și cântă. Atâta suntem de pocăiți după cât suntem de înfrânați. Acolo e marea bătălie. Pavel spunea lui Timotei 1 cu 19, Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Și rătăcit de la credință. Eu cred că niciodată un păcat grosolan din ăsta la un pocăit nu îl atacă și nu îl poate înfăptui dintr-o dată. Iacov spunea în capitolul 1 la 13 în jos, nimeni să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, El însăși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însăși momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Prima dată păcatul se zămislește în cuget, în mintea omului. Omul se obișnuiește cu păcatul la nivelul mental și în momentul când îi se oferă posibilitatea să-l înfăptuiască, el înfăptuiește că e obișnuit cu el. Și Iacov spunea, și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Omul care are frământări în ispitele astea de firea pământească, nu-i om care are pace cu Dumnezeu. Că în inima ta poți să ai ori pace, ori frământări, fie îngrijorări pământești, fie ispite păcătoase. Dumnezeu să ne păzească. Amin? Și acum vorbim de pace la nivel personal, pacea lăuntrică. Cum stăm cu pacea aceasta? O avem noi? Dumnezeu să ne o dea. Amin? Există apoi pacea cu oamenii. Trăiți în pace? Și când vorbesc de oameni, încep cu cei din casa mea. Da? Trebuie să trăiești în pace cu familia. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, spunea Pavel în Corinteni 7, da? Cu 15. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Părinții, frații trebuie să trăiască în pace. Când a plecat fratele Iosif Geneza 44 cu 17, el a spus, duceți-vă în pace la tatăl vostru. Sunt frați de corp care nu trăiesc în pace. Sunt părinți și copii care nu au pace, se ceartă, trântesc ușa, unii băieți, unii fete, au așa un grad de independență exagerat. Dar asta nu-i dovadă de pocăință. Sunt bărbați și femei care între dânsi nu trăiesc în pace. Și atunci, ce pocăință e asta? Dacă avem pace lăuntrică în noi înșine, dacă suntem oameni de pace, vom răspândi pacea și la cei din jur. În Proverbii 17 cu 1 scrie, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, decât o casă plină de cărturi cu ceartă. Dar eu odată întrebam pe niște fete, voi v-ați marita ca să mâncați o bucată de pâine uscată? Ăsta e visul vostru, ăsta e țelul vostru în căsătorie. Să-mi dea o coajă de pâine uscată. Ei, noi avem pretenții foarte mari și de la pretențiile acelea foarte mari nu
avem pace, da? Că avem promisiuni, că eu dacă mă vii după mine, îți fac palate și avioane și numai să meargă și la urmă nu pot. Dar Eclesiastul 5:4 spune, nu te pripi să deschizi gura, pentru ce să faci o juruință să nu o împlinești? Și dacă ai făcut o juruință, împlinește-o, că la Dumnezeu nu-i plac oamenii fără minte, scrie mai departe cu 5, da? Deci Dumnezeu să ne dea pocăința. Cum stați cu pacea în familie? Între soț și soție, între părinți și copii, avem pace cu cei din casa noastră? Domnul să ne dea. Eu am povestit o întâmplare, dumneavoastră mă dați pe internet, poate o auzi ce e în cauză, dar nu spun detalii. În urmă cu, sunt cred că vreo 3 luni de zile, slujeam într-o biserică din județul Iași și acolo la slujbă m-am întâlnit cu un prieten de-al meu, un frate păstor și prieten bun, și el printre altele mi-a spus ceva, măi frate Dragoș, tu ce ai fi făcut și ce ai fi spus la întâmplarea asta? Dar de ce s-a întâmplat, măi? În diaspora, fără să dau detalii, într-o familie tânără cu câțiva copii, bărbatul s-a certat cu nevasta. Dar el nu era certăreț, el era chiar un om pocăit. Și înainte de a se culca, s-a dus și a spus, măi, nevastă, te rog frumos, iartă-mă. Băi, dacă ți-am greșit, iartă-mă, așa mai vin ispite. Și ei spune, du-te să nu te văd înaintea ochilor, du-te de aici. Și el s-a culcat, s-a frământat, toată noaptea, n-a putut dormi. Dimineața s-a dus, măi, eu munc la servici, spune, mă ierți, hai să ne iertăm, las, mai vorbim, du-te la lucru. Și spune că toată ziua el a fost frământat, colegi, pocăiți, întrebau, lucra în construcție, ce cu tine, n-am nimica. La pauza de masă, când toți s-au apucat să mănânce, el a căzut jos și a murit. Și acum spuneam, mă, cine anunță nevasta? Și s-a anunțat nevasta și l-a mormântat și a trecut o vreme și femeia asta a venit la prietenul meu și a spus, frate Ionică, bărbatul îi putrizește. Spune, eu mai am vreodată mântuire sau nu? Deci ea trăia cu teroarea asta, că de 2 ori bărbatul și-a cerut iertare și ea nu l-a iertat. Voi ce ați fi spus? Și fratele Ionic, un prieten, spune, Dragoș, tu ce ai fi spus, măi? Pe mine m-a blocat, mi-a povestit întâmplarea și m-a blocat. Acum eu vă întreb, pe cei de la Ghiroda, de ce sticulți supărat? De ce sticulți mânios? Când Biblia spune să n-apună soarele. Deci că avem noi personalitate, că ne arătăm noi câteodată, lasă că-i arăt eu, că îl șantajăm așa sentimental, să umbli el după mine, lasă că-i arăt eu lui. Dar astea nu-s de la adunare de la pocăiți. Și astea nu-s din Sfânta Scriptură. Asta e Sfânta Scriptură, fraților. Asta e Biblia. O împlinim? Dumnezeu să ne ajute. Și acum vă întreb încă o dată, trăiți în pace? Doamne ajută-ne! Versetul 8. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul, că El vorbește de pace poporului său, numai ei să nu se întoarcă iar la nebunia lor. Dacă ați fost certăreți până azi, vă propuneți ca să trăiți în pace? Dacă ați avut persoane pe care nu le-ați putut ierta, vă propuneți în seara asta să vă iertați? Când predicam despre răutate și comparațiile ei, spuneam că în Isaia 58 cu versetul 6, adevăratul post înseamnă desleagă lanțurile răutății. Din ce zverigile astea la lanț făcute? Pot să fie din gândurile, pot să fie din vorbirele și din faptele. Astea zverigi care formează lanțul răutății. Și dacă mai are cineva la Ghirod aici un lanț legat numai în gând, lasă că îl știu eu și pe ăsta care predică, lasă că o știu eu și pe cei care cântă, n-ai vrea să deslegi lanțul ăsta și să trăiți în pace? Dumnezeu să ne ajute! Apoi mergem la tot pacea cu oamenii, trecem la biserică de acum, că trebuie să avem pace în adunare. În Romani 14:19 spune, urmăriți lucrurile care duc la pacea, și zidirea voastră, să dea Domnul ca, eu întotdeauna socotesc așa ca o predică, știți cum e? Vin oameni la adunare, cum vin, cu năcazuri, cu probleme, predicatorul trebuie să iei adunarea să o împingă așa un pic în spirai. Măi, hai să zidim o leacă adunare, dacă îmi predici rămâne tulburare în urmă. Asta rolul are și cântarea, și rugăciunea, și slujirea. Urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Dumnezeu să ne ajute, amin?
Că scrie în Evrei, capitolul 12, cu 14, parcă, că să urmărim cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Acum, e drept că unii pe altarul păcii sacrifică sfințirea. Și am întâlnit multe nereguli prin adunări. Și am întrebat, frate, dar de ce faci treabă? De dragul păcii, frate, să fie pace. Dar de ce vine mireasa asta cum vine la adunare? Că e adunarea Domnului. O, frate, sar neamurile în cap să vezi ce telefoane am primit. Dar de ce dai botezul la un derbedeu care nu-i pocăit? Frate, dar nu poți să te împotrivi. Dar de ce? Și unii pe altarul păcii sacrifică sfințirea. Dar nu-i bun. Astea amândouă trebuie să fie. Pavel spune să urmărim pacea, dar în egală măsură și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute, amin? Și în Efeseni 2, acolo 14, spune, El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care ne despărțea. Mai sunt ziduri între frați? Odată la noi a venit un proroc și a spus, fraților, mi-a arătat Dumnezeu că între voi sunt garduri. Și păstorul care era conducea acolo în duminica aceea, a spus, fraților, am o propunere, azi inițiem o acțiune și o numim dărâmarea gardurilor. Și a spus el așa, la ora 3 după amiază, fiecare să plece în vizită la alt frate. Dar să nu rămână nimeni acasă, la ora 3, când ne uităm la ceas, toți să plece. Și eu m-a ridicat și a spus, mă, nu-i bun, să plece numai jumate. Că dacă pleacă toți, doar unii găsim acasă unul pe altul. Eu mă duc la altul, altul vine la mine. Stabiliți așa cu care n-aveți pace și duceți-vă la acela cu care n-aveți pace. Și frate a spus bine, s-a făcut o acțiune, chiar un frate spunea, băi, am trei familii în care nu pot să intre, nu vrei să intri, vii cu mine, hai să intrăm. Și s-au rupt niște garduri așa, că El e pacea noastră. Acolo cred că vorbește de neamuri și de evrei. Dar mai sunt garduri și ziduri între frați, între familii de frați. Și spune că El e pacea noastră care din doi o făcut unul, o surpat zidul de la mijloc. Doamne, fă să fie așa, amin? Și apoi ajunge la pacea în societate, pacea cu oamenii, la supunere. Aici avem un verset frumos în Romani, parcă 12 cât cu 18. Întrucât atârnă de voi, dacă este cu putință să trăiți în pace cu toți oamenii, trăiți în pace cu vecinii, cu neamurile, cu trăit, Dumnezeu să ne ajute. Acum eu am explicație aici. Cineva spunea că întrucât nu în dicționarul limbii românii sinonim cu expresia pentru că sau deoarece atârnă de voi. Dar expresia aceea, dacă este cu putință, îi schimb un pic înțelesul. Cineva spunea că expresia întrucât e o formă arhaică, o formă veche a expresiei în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Că Domnul Ioan 17 se roagă, spune, le-am dat cuvântul tău și lumea, eu urât, eu aș vrea să trăiesc în pace, dar unii nu vor să trăiască în pace, n-am pace cu ei, nu din cauza mea, din cauza lor. Dar în măsura în care atârnă de tine, fă tot ce poți ca să trăiești în pace. Amin? Că scria în același Roman 12, 21, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu, fă tot ce poți ca să îl câștigi. Amin? Amin. Povestea un frate, că la un frate păstor a venit o femeie, o soră în adunare, cât Biblie cunoștea, vă dați dumneavoastră seama, cu un bărbat răutăcios, care o certa, o maltrata și nepocăit și se plânge. Și eu am încercat, l-am luat cu bună, l-am luat cu rău, l-am luat așa, frate, păstor, nu faci nimica din el. Și păstorul întreabă, măi, dar cu cărbune aprins n-ai încercat? Și el spune, cu cărbune nu, cu apă fiartă am dat după el, dar cu cărbune n-am dat niciodată. Apoi nu cunoștea bine Biblia, nici femeia asta. Fraților, întrucât atârnă de voi, în măsura în care atârnă de tine, fă tot ce poți. Domnul spunea Matei că dacă aduci darul la altar și îți aduci aminte că cineva are ceva împotriva ta, lasă darul, du-te de timp pacă și vină și adă darul. Am făcut asta? Că și aici e o problemă. Într-o adunare mare, noi avem o adunare mult mai mare ca asta. Eu mi-am pus odată o întrebare. Care din slujitorii bisericii n-are pe nimeni împotriva lui? Să n-aibă ceva împotriva lui?
La o adunare de 1000 de oameni, de 700 de oameni, el e păstor și din adunare n-are nimeni împotriva lui. Oare este așa om? Și atunci ce face el? Cum rezolvăm problema asta? Că eu am întrebat, măi, dar de câte ori trebuie să legi darul la altar? Întrucât atârnă de mine, eu m-am dus, am vorbit, mi-am recunoscut vina dacă am fost și mi-am cerut iertare. Da, dacă el nu mă iartă niciodată. La alegerile care au fost, noi am hotărât să ne punem și noi la votul bisericii de reconfirmare. Am avut 97%. Am 3 ani, cred că, de când mă gândesc, oare care sunt aceia 3 care sunt potriva mea și ce au cu mine? Că asta e mintea noastră de om, așa judică mintea. Mă, cine ți-a fost vot secret? Nu știu, poate fi oricare. Trebuie să mă uit bănuitor după tăț acum. Ei, dar este unul care e 100% acceptat? Și dacă nu, întrucât atârnă de voi, du-te, prezintă problema, cere-ți iertare și dacă el nu vrea, i-am mai povestit asta, Fănel de la Rădăuț, Moraru, are vreo 80 de ani, dar e păstor de la 20 de ani. E tânăr, are 60 de ani, cred, de când e păstor. Și el spunea, măi, drăgușor, când eram eu tânăr, era noi la Rădăuț un frate tare sucit. Că sunt frate sucit, dar bine că nu s-a ghirodă. Fratele Moloș spunea că sunt lemne strâmbi și lemne sucite. O zic că din lemnul strâmb mai fac ceva. Eu tot viața am fost agricultor și mai face un picior la coasă, care știi, din ăla strâmb. Dar din lemn sucit o zic că nu faci. O zic că după ce arde și cenușa e așa sucit în foc. Și sunt adunări cu oameni suciți. Eu când am fost în Australia odată, când am început predica, am spus, frate, eu sunt bogat, nu-mi dați bani în buzunar, n-am venit după bani. Am terminat predica, am venit la mine un frate, spune, bă, tu ai auzit de Contra? Zic, am auzit, eu n-am fost chibiți de fotbal, dar în tinerețe era unul juca fotbal, Contra. O zic, eu sunt Gigi Contra. Eu dau mâna cu el, băi, Domnul, să-i binecuvânteze că te-ai pocăit. Aia, nu ăla care știi tu. Eu sunt Gigi Contra, că eu sunt Contra. Vin români aici și spune că Domnul i-ar folosi în lucrare, dar le trebuie bani, nu le dau nimic. Tu ai venit și ai spus că n-ai nevoie de bani, ia 200 sau 300 de dolari. Zic, măi, omule, eu ți iau bani, dar tu cu Contra asta mergi în iad, măi. Că el s-a declarat că e tot Contra. Sunt oameni din ăștia. Și îmi povestea fratele Fănel, că era un frate la Rădăuț care avea ceva împotriva la fratele apostol prezbiter. Totul îi spunea, cum faci tu cina că eu am ceva împotriva? Dar știi că am. Și îl ia fratele Fănel și pe Nichiteanu să duc la om acasă. Și fratele apostol, om bătrân, te rog, frate, nu și nu. Nichiteanu grăiește, spune, băi frate, dacă nu-l ierți pe fratele apostol, nu ești pocăit, măi. Și el spune, da, uite, eu să arăt că-s pocăit. Frate apostol te-a iertat din toată inima, Domnul să-ți binecuvânteze. Nichitene, tu cum faci cina de acum, că eu am ceva împotriva ta, că ai spus că-s nepocăit. Apostolul când s-a văzut iertat, o luat pălărie, o strâmbesc cu Domnul Iisus. Am rămas Nichiteanu să-ți ceară și el iertare și nu-l ierta pe Nichiteanu. Măi, oameni buni, astea sunt așa, descrieți în frunțele. Dar dacă se întâmplă la noi așa? Dacă noi nu ne putem ierta? Și acum spune versetul 8, eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul. El vorbește de pace poporului său. Om pleca acasă mai plin de pace? Doamne ajută-ne să avem pace în inimă, să avem pace cu toți oamenii, începând cu familia, cu frații din biserică, cu cei din societate, întrucât atârnă de voi, dacă este cu putință să trăim în pace cu toți oamenii, spunem amin? Și apoi al treilea nivel, pacea cu Dumnezeu. Numărul 6, 23, Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea. Și avem multe locuri în Scriptură în care Dumnezeu ne promite pacea. Voi încheia, cred că am predicat cam mult. Scrie în Matei, capitolul 5, versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Asta e o slujbă. Asta e o slujbă. Dar ca să poți fi împăciuitor, trebuie să fii tu plin de pace, trebuie să ai pace cu oamenii și trebuie să ai pace cu Dumnezeu. Când împlinești astea trei condiții, te va trimite Dumnezeu, că asta e o slujbă, da? Ca să faci pace și să te implici acolo unde nu-i pace. V-ați implicat odată? Unde știți că nu-i pace? Cu post, cu rugăciune.
La noi un vecin de-al meu pe care eu l-am mormântat anul trecut la 80 ceva de ani, trăia cu nevasta lui care îi în adunare, tot trecută de 80 de ani, oameni pocăiți, mult peste 10 copii, nu știu, 14 sau 16 copii aveau. Și un alt frate, cu dar de la Dumnezeu, care a trăit și el la noi până la 87 de ani, mi-a povestit, că odată îi spune Duhul Sfânt, du-te în familia lucrătoare, îți vecinii mei, pentru că ei sunt certați de câteva zile și nu vorbesc. Dar oameni pocăiți, cu copii, cu așa, așezați. Și îmi spunea fratele Gheorghiță, măi, am postit, m-am rugat, era iarna, m-am dus la ei acasă, le-am dat pacea Domnului, când am intrat în casă, ei au spus ceva acolo, nu s-o auzi bine, spus că afară tare era frig, ei aveau foc în casă și eu m-am dus și mă încălzeam la foc. Spus că, măi, Dragoș, cred că două minute, un minut, trei, era o apăsare mare, nu știu, nu mă uitam la cea. N-am spus nimic, numai mă încălzeam la foc așa, mă încălzeam la foc și la un moment dat omul ăsta care era destul de dur, îl știu, s-a uitat la el și a început a plânge. Spus că știu de ce ai venit, dar eu-s vinovat, recunosc. Când el a spus vorba asta, sora spazia, nevastă, începea plânge, nu măi Octavian, eu sunt de vină, nu ești tu. Și acum îți certau care e de vină. Și a început a plânge amândoi și fratele Gheorghiță spune, hai să mulțumim Domnul. S-a plecat pe genunchi, a plecat și oamenii ăștia au trăit în pace zeci de ani. Că și ca să faci o împăciuire, trebuie să ai o trimitere. Și ca să faci o împăciuire, tu trebuie să fii om de pace. Dacă tu ești iritat mereu și gâlcevitor din fire, nu te duci ca să împeci pe altcineva. Dacă tu n-ai pace la tine în casă și nu trăiești în pace cu frață, nu te duci și o fă pe împăciuitorul, vei ieșua, vei da faliment. De aceea să ne ajute Domnul să trăim în pace, să avem pace interioară. Spune-mi amin. Să avem pace cu oamenii, amin. Și să avem pace cu Dumnezeu. Amin. Și facem slujba asta, ferici de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu pace. Amin.